Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Zombie Tycoon. Ne reîntoarcem la zombie nebuni. Avem un bunker. Deci situația funcționează în felul următor. Mi-a plăcut Tycoonul ăsta că părea așa diferit. Nu știu, ce e această armă? Cumperi... ok. Bun, deci hai să luăm un autocolector de început. Și noi o să avem un bunker pe care trebuie să le echipăm și cu care ne apărăm de zombie cumva. Văd că vin wave-uri de pe acolo. Și, văd că îi împuști, ok. Bun, hai prima oară să intrăm în bunker. Deci văd că, ne arată luminile. Stop pe spate, ce-am, bă? Încercăm o dată să stau și eu drept. Fi fost de la scările alea. În fine, am cumpărat acest conveyor și vom începe să producem chestii. Bun. Hai să luăm un 10K. Văd că facem arme, ok. Începem cu un 10K. Vedeți sub facecam. Să producem și noi niște bănet. Văd că de aici pică. Colectul ăsta este automat. Core Orb. Și o să fie interesant pentru că în acest bunker o să ne producem fel și fel de nebuneli. După care ieșim la suprafață și cred că ne luptăm cu zombie. Aia e nebunia? Ia stai să... uite, cred că scara, mă... ce mă ăsta? Uite, ăla e player? Aș putea să-mi cumpăr ușa, ce-i drept. Mă, ce e ăsta? Bă, l-am blocat până la mine în bază. Aia e zombie echipat. Dar nu dă damage. Sunt doi într-unul, fii atent. Hai să ne închidem ușa să nu mai intre nimeni peste noi. Și văd că putem să ne luăm și la suprafață ceva, o motocicletă. Dar cred că ar fi prostie. Refitting military truck. Cred că ar fi prostioară să luăm de afară. Haidem baza aici înăuntru. Deci putem să închidem de aici. E mișto că nu intră nimeni. Cam aia e chestia. Ia să vedem jos ce se întâmplă. Avem luminițe. Deși pe mine m-ar interesa ceva să ne genereze bani. Pat de spital. Om de știință. Ești nebun? Care sunt luminile? Ok. Habar n-am dacă produce mai mulți bani sau nu. Chiar n-am idee. Nu știu ce e asta. Power box. Uși. Ok. Arată bine până acum. Cred că ar trebui să luăm noi un ori 2 cash. Sincer. Ca să ne ușurăm puțin treaba. Și eventual și un sprint, că am încercat să alerg și n-a mers. Ok. Bun, Plasma Gun, Cyber nu știu ce. Sunt arme astea, ok. Dăm toate armele. Doar una pot să am? Blaster, Raygun. Păi le-am luat, mă? Ok. Păi de ce e click stânga? L-am deja? Cred că poți să le upgradezi. Te văd ceva cu dolari acolo jos. Coborâm și mai jos? Ok. O, frate, cât e, bă, bunkerul ăsta? Iată, din nou collect. Cred că trebuie să terminăm etajul de deasupra. Stai așa, acum pot să alerg. Hai să ieșim puțin la suprafață. Lăsăm omul ăsta de savantul, nu știu ce face. Doctori. Bă, cred că prindem zombie și ăștia îi prelucrează aici, nu știu ce le fac. Stai să ieșim la suprafață. Mă, ce se întâmplă? Ia să deschidem noi. Avem acest Raygun. Motoscârța. Cum stă pe... bă! Mă, ce se întâmplă? Owned by no one. Ia uite să-mi balăi. O, frate, cât sunt. Asta de 25. Lejer. E lejer, uite al player. Bă, necucușot, în dreapta sus era viața. Trebuie să... A, uite, zona era a mea și după aia vrea ăla să o ia. Nici nu m-am spawnat și am murit. Frate, ce joc ciudat. Bă, ce? Doamne ferește, mă. N-ai, băi, invazie de zombi, n-ai ce să le faci. Zici că sunt nebuni la cap, bă, băiatule. Ok, voi stați acolo, mă duc să-mi iau niște arme. Da, clar, ne trebuie niște arme tare de tot. Plasma Gun, nu știu, bă, dăm ceva ca lumea. The good stuff. Starting Blaster. Asta e Plasma Gun, asta e să-l verificăm. Păi bă, mă campează de la ușă. Mă omoară în bază, fratele meu. Plus că e ret... Bă, să nu mai zic eu cuvinte urâte, mă. Deci și flocul ăla nu... Wow, ce skin tare am! N-ai, bă, ce să-mi zici? Deci nu ai ce să-mi zici, efectiv. Ok. Plasma Gun, ia. Omul meu e după ușă, wow! Gata, mă, cred că e over. Erau vreo 4 într-unul, băgați. Deci... Acum mi-a rămas... Rămâne cursorul ăla. Bă, n-are sens jocul ăsta. Doamne, doamne, ok. Bun, deci Plasma Gun-ul pare că dă cel mai mult damage. Habar n-am. Hai să cumpărăm aici worker. Ah, ăștia ne fac, mă, bani, muncitorii. Deci noi facem camerele și după aia băgăm muncitorii. Cred că... Aia e toată ideea. Ia, câți bani ne dă acum? Tot 370? Ceva e ciudat aici. 370. Păi n-avem, mă, cash-uri 2. Cred că l-avem. Acum nu știu ce să zic. S-ar putea să nu funcționeze, cred eu. Habar n-am. Pare că am puțin al 370. Da, mă rog, e ok. Este în regulă. Bun. Hai să mai luăm niște astea. O să trească să luăm 50 de mii, adică nu avem ce să facem. Că dropperul ăla nu ne ajută prea mult. Decât dacă stau AFK o oră. Ok. Hai să cumpărăm pe aici să vedem ce se întâmplă. Iar au început zombia să tragă. Deci starting blaster ăla nu-mi trebuie. Ceva se întâmplă aici, nu știu ceva, că ne dă 910. Deci contează, mă, ce cumperi pe aici. Ok. Find the button. A, e jos de tot, nici nu vă să-mi... Bă, unde m-am dus, mă? Băi, băiatule. Nu mă întreba ce am cumpărat aici, că nici eu nu înțeleg. Alt conveyor. Ia uite-i, bă, ce muncesc ăștia aici. 1600 acum. Bă, parcă e mai decent. Deci asta e camera unde dormim. Aha. Hai sus de tot. Văd dolari jos. Deci Plasma Gun. Mai era ăsta, Laser Blaster. Hai sus, poate facem ceva? Base teleport, ok. Asta vreau să văd. Ia uite, mă, ce stau și ei. Pick up modified. Refitting news car. Ia stai, mă, să vedem zombale ăștia. E slab, rău. Dă-i, zombalei! Curăță-i! Dă-i după ei! Hai, frate, doar atâta poate arma asta. Dă-mi un laser gun, ceva tare de tot. Prea, poate prea puțin arma aceasta. Stai, bă, că nu cred că mi-a dat. Ia. Ce se... O, gata, mă. Ia veniți, fraților. Altceva acum. Frățiorii. Al noi, acum mă duc. Dă și la mine aici, unde? Gata, mă. King of the Hill. Cred că ne dă mai mulți bani. Aici ce? Rob vendor. Ah, furăm de la el. Fii atent, ia. Ah, ok. Aici e bunkerul altcuiva. Păi și harta e relativ mică. E doar zona asta. Uite, niște zombalăi. Ok, e puțin ciudat aiming-ul, pentru că tu te duci așa și după aia e un pic straniu. Bine, acum văd că e mai ok, doar că îmi dă ținta în sus. Ok, ok. Hai înapoi în bază. Am văzut ce era de văzut. Bă! Șobolozaurii! Gata. Nu știu ce am skin-ul ăsta, nu mă întrebați. Deci chiar nu vreau să mă întrebați. Civilian hovercar. Deci pot să carc zombie... pot să calc zombie? What? Nici nu poți să-i calci? Bruh. Laser turret. Asta e tare. Să omoare zombie automat, cred. Ia, pune tureta aia, hai. Face ceva sau? Mă, ce face, mă, tureta asta? Ia, adu niște zombie încoace, băieții, fraților. Haideți aici, că vreau să încerc tureta. Ia. Ce face, mă, tureta asta, pentru ce am plătit? Mă, eu trag cu ea? Mă, ce? Frate, ce joc stupid. O să fiu sincer cu voi că e joc stupid. Hai, gata, fraților. Ok. Bun. Hai să ne ducem jos. Și să vedem ce mai pregătim în bunkerul ăsta. Că mare lucru nu se întâmplă aici. Tureta aia nu merge. Mă rog. Iată, nu poți treci pe scară. Da. Bine. A, deci nu e nimic aici. Zici că e scaunul lui Ben ăla. Hai să mai cumpărăm niște lasere. Hai că nu sunt multe butoane aici. Clasic. Non-stop s-a construit ceva. Avem un laborator, avem camere de luat vederi, cât de mișto era să fie reale. Și chiar să vedem prin ele. Așa. Așa. A, de aici tragem noi. Aha, target practice, ok. Find the button, ne arată sus. Cred că am terminat, asta e ultimul nivel. Hopa. Unde e, mă, scara aia? Stai, a, dar îi dăm base teleport. Da, vrea să luăm toate astea, cred. Hovercar, ok. Pare mai în regulă mașina asta. Putem să călcăm zomba lui? Hai, bă, care țep? Eu iau pe... iau efectiv pe bot, pe capotă. Și ce sens are tureta aia? Bă, tureta, trage, bă, în cineva. Mă, sunt eu nebun să iei tureta asta proastă. Doamne, find the button, ia. Taxi. Ok, ce vrei să mai cumpăr? Your tycoon is complete! Wow, asta e tot! Bă, e un pic cam dezamăgitor. Nu o să zic nu. M-a așteptat la ceva mult mai mișto. Cam slăbuț tycoon-ul, adică... nimic super wow, urcăm pe podul ăsta... Iată, mergem cu botul înainte, nici nu se urcă mașina. O, frate. Da, e ciudățel. La întâlnirea repede tycoon-ul, asta mi-a plăcut la el. Armele foarte slabe, te-ai fi așteptat la niște arme șmechere de tot. În schimb, te pune să bagi Robux ca să iei RPG și alte nebuneli. Deci, cam dezamăgitor din perspectiva armelor. Tycoon-ul în sine e ok ca și clădire, dar nu ai mare folosință, aia e problema. Se putea mult mai mișto de atât. Cam dezamăgitor, dacă mă întreb pe mine. Era tare să bați un boss, ceva, adică să te pregătești pentru o luptă mare. Nimic. Doar niște camere goale, oameni de știință nebuni. Tycoon așa, ca și construcție, e ok. Da, nota 7, nu știu. Dar... harta mică, zombi ciudați, se buguiesc, te omoară în bază. Nota 5 aș zice. E ok, dar... se putea mult mai bine. Mă așteptam ceva mai tare, ceva mai satisfăcător. De exemplu, să cumpărăm niște turete, ceva, să ne apărăm noi, să facem un sistem, să... Poate, de exemplu, de aici de jos să-mi antrenam eu oamenii și apoi trimiteam niște bodyguardi sus de tot care să tragă, să ne apere, știi? În schimb, cam nimic, laboratoarele astea goale, nu faci nimic cu ele. Pic dezamăgitor așadar. Cam asta este Tycoon-ul. Mai încercăm noi altele cu zombi și poate nimerim ceva mișto. Hai să-i cocoșăm așa de final. Frații. Pa! Easy de tot. Ăsta King of the Hill. Ce să mai ziceam? A rezolvat toți zombalăii. Nu văd gloanțele unde sunt, deci chiar nu văd. Când trebuie să încarc, când nu trebuie să încarc. Hai să ne uităm puțin prin gledirile astea, poate e ceva aici. Arata noi ceva, adică... Nici nu poți să te duci mai departe. Nu poți să lutezi nimic, nu poți să faci nimic. Da, băieți, nu știu ce să mai zic. Bun. Ok, nu poți să ieși nici pe geam. Bun. Minunat. Acesta a fost skin-ul meu de Barbașan. Dacă v-a plăcut, like. Ne vedem data viitoare. Puuu!